din căiețelul meu, care notez aici toate întrebările voastre și rând pe rând mi-aș dori să reușesc să vă răspund cu mare drag. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Astăzi un filmuleț pentru multe, multe doamne și domni care... Un filmuleț foarte, foarte mult întrebat de voi. Cum să ne relaxăm ochii? Cum să ne... Ce exerciții să facem pentru a ne simți ochii liniștiți, calmați? O să vă atașez în descriere linkul exercițiilor pentru ochi, dar astăzi vreau să mă accentuez doar la trei exerciții sau trei, să zicem, tehnici de miorelaxare. Nu știu cum în corect în română se traduce, dar am tradus din rusă. Este o relaxare post-izometrică. În rusă se spune PIR, post-izometrică relaxația sau extindere. Căci mușchii se odihnesc în extindere și a corpului, și a ochilor, și a feței. Atunci când noi extindem mușchii ca un elastic, ei se relaxează, ei se tonizează, se odihnesc și cresc. Deci vom acționa la nervii cranieni care constrâng mușchii. Pentru aceasta, noi vom aplica degețelele arătătoare pe pleoapa de sus. Aplicăm degețelele arătătoare pe pleoapa de sus și ridicăm pleoapa în sus. Ridicăm privirea în sus. Ușurel, ușurel apăsați ca să simțiți că mușchiul nu puteți mișca, nu puteți ridica pleoapa de sus. Nu este suficient ca să repetăm de 3 ori câte 30 de secunde și dați împreună să facem. Cu degețelor arătător aplicăm pe pleoapa mobilă de sus și ne uităm, privim în sus. Privim în sus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și ușurel luăm degețelul. A doilea exercițiu este să fixăm pleoapele sau fixăm colțul ochiului drept, iar cu degetul arătător al mâinii stângi fixăm în unghiul interior și privirea se îndreaptă spre ochiul exterior drept. La fel 10 secunde. Fixăm, iată așa, ia, fixăm. Nu se dau mai aproape. Fixăm, iată așa. Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Așa. Repetăm și cu ochiul stâng. Fixăm cu degetul arătător unghiul exterior al ochiului stâng. Cu degetul arătător fixăm unghiul interior al ochiului drept și privim spre ochiul stâng. Privim spre unghiul exterior al ochiului stâng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și eliberăm. Chiar în timpul exercițiilor se simte o relaxare, o eliberare. Și a treilea exercițiu, a treilea tehnică este de aplica la fel degetele arătătoare pe pleoapa de jos.
Fixați degetele pe toată suprafața pleoapei de jos. Iată, cam așa s-a primit. Vedeți cum merge pleoapa. Dacă ținem drept, nu o să fixăm toată pleoapa. Dar așa să fie, așa, degetul să fie foarte, foarte relaxat. Am fixat, am închis ochișorii și privim în sus. Privim în sus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Este foarte plăcut, este foarte relaxant și eu sper că persoanele care își doresc toată programa o să urmărească filmulețul atașat în descriere. Dacă v-a plăcut aceste informații, dacă v-a plăcut exercițiile, dacă aplicați în practică extinderea post-izometrică, scriți, vă rog, în comentarii pentru a motiva și a îndemna și alte persoane. Eu vă iubesc, vă doresc și să aveți ochi sănătoși și frumoși. La revedere!